Salut prieteni! Astăzi facem o mică modificare la temele care folosesc sistemul de urcat imagini sau de upload imagini la anunțurile noastre. Acest sistem este definit în OS class, dar este posibil ca anumite teme să nu folosească acest sistem definit în OS class. Pentru acele teme nu știu dacă să puteți face această modificare. Dar pentru temele care folosesc acest sistem din OSCLAS, aveți posibilitatea să Adăugați o opțiune în plus sau mai exact să scoateți în evidență această opțiune pentru că există deja această opțiune în acest sistem, doar că nu este adăugat stil pentru ea și nu este vizibilă. Utilizatorii voștri pot să seteze imaginea principală, deci în momentul când urcă mai multe imagini, au posibilitatea să selecteze care dintre aceste imagini o să fie imaginea principală pentru acest anunț. Nu trebuie decât să adăugați un stil în temele voastre, asta cum v-am spus, pentru temele care folosesc sistemul din OS class. Dacă mergem în tema Bender, de exemplu, din instalată pe site-ul nostru, haideți să mergem de la început. Suntem pe HTML2, în OC Content, Teme, Bender și avem fișierul itempost.php. Acest fișier se ocupă de pagina de publicare. O să vedeți că partea de încărcat imagini este definită aici. Iar această funcție o avem în scriptul nostru OSCLAS, în OC includes OSCLAS, FRM, ITEM, FORM, Plus, pun pe HP, și o să avem acea parte undeva jos, dacă nu mă înșel. Haideți să căutăm. Avem definit această funcție aici, și aici este tot acel sistem care urcă imaginile pe site-ul nostru. Nu trebuie decât să faceți o mică modificare în tema voastră, trebuie să adăugați stil. Haideți să urcăm, și noi o imagine. Și dacă ne uităm cu inspectorul, o să vedeți că găsim o clasă aici. Avem aici partea care se ocupă de imaginea principală. Această parte, haideți să mai urcăm una. Noi nu trebuie decât să adăugăm stil pentru această parte ca să fie vizibilă. Nu este vizibilă în momentul de față sau în tema Bender cel puțin nu este vizibilă. Cu siguranță nu o să fie nici, nici în celelalte teme. Dar dacă stil, ei au adăugat stil, eu am adăugat stil în fișierul de stil din această temă și am făcut uh, această parte care ne permite să setăm imaginea principală vizibilă. Dacă vom da, vom da click pe a doua imagine o să vedeți că o să fie mutată la început și o să fie setată ca principală această imagine. Bineînțeles că voi puteți folosi alt stil. Eu am adăugat la întâmplare. De exemplu, puteți folosi și acest stil în care puteți seta o imagine pentru acea parte. Haideți să mergem să edităm stilul din tema Bender. Mergem OC Content, Teme, Bender, CSS. Și main.css, acest fișier se ocupă de stilul acestei teme. Și vedeți că am pus eu aceste linii de cod. Câteva linii de cod pentru stil ca să afișează acea parte. Le înlocuim cu cele care vor afișa o imagine. Și trebuie să mai adăugați imaginea voastră în folderul imagini din temă. Deci trebuie să adăugați în acest folder imaginea voastră. Eu am folosit două imagini aceste două imagini, dacă doriți o să le las pe blog, în textul de asupra o să găsiți acolo un link să le descărcați. Și dacă adăugați acele imagini în folderul imagini din temă, dăm un rerol la pagină. În momentul când vom urca o imagine, vedem că avem această căsuță bifată pentru imaginea principală, iar pentru restul imaginilor este o căsuță care nu este bifată. Puteți să folosiți ce doriți voi, adăugați stil dacă doriți, adăugați imagini. Utilizatorii voștri vor putea selecta imaginea principală printr-un simplu click pe această căsuță. Vedeți că a fost mutată. Dacă dorim să o setăm pe asta, îi dăm click, o să fie mutată la început și o să fie setată ca imaginea principală. Haideți să vedeți că funcționează. Selectăm o categorie, o să public la întâmplare, nu are importanță. Am câteva câmpuri obligatorii și o să punem o altă imagine ca principală, să vedeți că funcționează. Mai urcăm una și o vom seta pe aceasta ca principală. Publicăm anunțul și, după ce anunțul a fost publicat, ar trebui să avem această imagine ca imagine principală pentru anunțul nostru. Vedeți că avem și restul imaginilor, deci nu rămâne decât să adăugați acest stil în tema voastră. Asta în cazul în care tema voastră folosește sistemul de upload imagini disponibil din Osclas. Cu siguranță o să funcționeze cu acest stil. Acum depinde și de temă. Eu am făcut teste pe bender doar, dar dacă urcați o imagine verificați cu inspectorul o să vedeți că o să găsiți această clasă la această imagine și dacă există această clasă cu siguranță o să puteți seta imaginea principală. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună, la revedere.